Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție pe teme electorale. Care e miza alegerilor din 11 iulie? Cu mult respect, eu vă mulțumesc pentru invitație. Miza alegerilor este să ajungem în cât mai multe localități din Republica Moldova, să comunicăm cu cât mai mulți compatrioți de noștri din țară și din diaspora, să le aducem la cunoștință programul politic al Partidului Politic PACE, acasă să construim Europa împreună, să facem ordine în țară și să prezentăm echipa noastră de profesioniști, de oameni care niciodată n-au mai fost în Parlament sau în Guvern. Ce vor decide aceste alegeri? Ce trebuie să decide ele? Alegerile trebuie să decide, și sunt încrezător că așa va fi, soarta țării. Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, profesionistă, oameni care își pot asuma responsabilități pentru ei, pentru cetățeni și pentru țară. Politicieni care nu vor mai face diferite jonglări și pasări de responsabilități în Parlament sau în Guvern, acolo unde deleagă oamenii cu voturile lor, dar vor veni să rezolve real problemele oamenilor. Ideea că partidele care au apărut pe ultima sută de metri fac jocul unor actori politici mai importanți e justificată? Știți, asta sunt și studii sociologice deja și este bine cunoscut în Republica Moldova. Un partid bine intenționat, bine organizat, care are structuri și oameni reali cu care vine să facă politică și schimbare în țară, se înregistrează printre primele, are consilii, are consens, vine cu un program politic. Cei care vin pe la coadă, de obicei, sunt impuși de mari jucători pentru a încurca altor partide. Regretabil că astea sunt realitățile de Republica Moldova, dar trebuie cetățenii noștri să conștientizeze că votul trebuie să fie dat celor care merită să ne conducă. Dar de ce s-a încetățenit și această definiție de partid spoiler? Nu știu, probabil este o denumire, spunem, vitrigă, cumva este, sunt rusisme folosite în această expresie. Dar noi toți înțelegem, prin limbajul respectiv, prin Moldova, înțelegem ce se are în vedere prin astfel de partide. Ce se are în vedere? Apropo, ca de exemplu, două săptămâni în urmă, eu am fost invitat în studio unei emisiuni. Și am fost invitat eu mai întâi, după care pe masă mi-a spus că o să fie încă un concurent electoral. Tare mi-a fost mirarea când a venit o persoană acolo care are mari probleme cu justiția, are mari probleme cu integritate, are mari probleme cu... Nu mai vorbim de imagine sau de modul că el ar putea fi numit lider politic, dar l-au pus cu mine într-un platou și toată emisiunea a avut doar un singur scop. Denigrarea imaginii lui Gheorghe Cavcaliuc. Încerca de a pune Partidul Politic PACE accentele altfel decât sunt. Și înțeleg că el este ghidat de un alt jucător politic a cărui eu sunt concurent sau sunt incomod. Bineînțeles că am făcut și niște studii după această emisiune și am înțeles și de cine a fost îndreptat acest domn folosit în campanie electorală. Este regretabil, de fapt, că se întâmplă asta în Republica Moldova. Dar, apropo, înainte de a intra în studio, am citit o știre că procuratura s-a adresat cecului să vă prezentați pe dosarul Verdele de Briliant și dumneavoastră ați spus că până nu se termină campania electorală nu veți da curs acestei invitații? Doamna Valentina, dosarul Verde Briliant și în special inițierea acestor proceduri în privința mea ca președintele Partidului Politic PACE, care nici nu am fost în momentul acestui incident dintre cele două rude de la Sângerei, una din care a furat vaccinul din fața medicilor, a bătrânilor și a profesorilor, este un dosar politic. Și eu când m-am lansat în campanie în politică, un an în urmă, avem deja un an de când am plecat din instituția pe care am condus-o. N-am lucrat la privat. Mi-am scos cazier juridic o zi înainte de a lansa grupul de inițiativă. L-am prezentat instituțiilor media și am spus, sunt curat ca lacrima, în afară de vorbe de bârfe, niciodată n-am fost sancționat, niciodată n-am fost cercetat penal, dar de zeci de ori am primit distincții de la cele instituționale până la instituții de stat. Nu exclud faptul că odată când voi conta în politică cu adevărat ca lider politic și ca echipă, vor fi încercări de a ne închide gura, de a ne reduce la tăcere, de a ne intimida. Lucru care consider că este făcut prin prisma acestui dosar. Închipuiți-vă dacă, Doamne ferește, eu aș fi fost la acest incident. Nu porneau două dosare penale, dar 22. De mai mult decât atât. Uitați-vă cu ce ardoare ei, în campanie electorală,
vor să facă acest lucru. De ce n-ați făcut asta până la? De ce nu așteptați după campania electorală, dacă asta este la fel de important? Înțeleg, miza este mare. Eu sunt un conducător care prezintă un pericol real pentru cei care fac parte din lumea interlopă și se vor în Parlament, pentru cei care au dilapidat țara și continuă să dilapideze prin diferite achiziții și diferite licitații trucate. Pentru cei care consumă droguri sau alte tipuri de substanțe interzise și ocupă funcții importante în stat. Eu prezint un pericol real. Dar și echipa mea de profesioniști care, așa cum spunem așa, zica la unui filosof. La început nu te vor observa, după care se vor râde de tine și nu te vor lua în serios, după care vor lupta cu tine, pe urmă tu învingi. Această cale politică de obicei se trece în câțiva ani. Uitați-vă că Partidul Politic Pace nu are niciun an de la fondare, dar noi suntem la 3 etape deja, cu noi luptă. Înseamnă că noi contăm. Scuzați-mă, nu este unicul caz când noi suntem intimidați, când suntem reduși la tăcere și când suntem încercați să fim hărțuiți. Pe lângă faptul că eu sunt citat, au citat 5 colegi de ale mele, toate candidate la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care treabă nu au cu acest dosar. Scopul lor este să le destabilizeze, să le demoralizeze. Sunt mame a 3 copii, unele din ele, femei care în viața lor nu au avut treabă cu instituțiile statului și mai departe. Scopul lor este ca fiecare din concurenții electorali mai puțin să vină în fața oamenilor, să transmită programul politic, să prezinte echipa și platforma, dar să fie intimidați și hărțuiți pe diferite drumuri. Și ultima, am ieșit într-o conferință de presă înainte de a veni la dumneavoastră, unde banca la care noi ne deservim, atenție, din prima zi de când am format partidul, toate tranzacțiile care au fost făcute sunt perfect legale. Niciodată din momentul inițierii acestui cont bancar și până în ziua de astăzi n-am avut observații de la bancă. Am depus printre primii documente la CEC, am primit documentele, le-am depus la această bancă și am stat aproape 2 ore acolo, după care mi-a spus că e tot perfect. Am întrebat de 3 ori, mai este nevoie de ceva? Tot e ok. Ca peste 2 zile să fiu contactat, spun că n-ați completat încă niște documente, trebuie să completat din nou. Le-am completat și pe cele, ne-am conformat cerințelor băncii. Ca să treacă 11 zile, partide politice și concurenți electorali care sunt implicați în furturi de miliarde, care sunt implicați în spălătorie rusească de miliarde a altor state, sunt înregistrați în timp de 2 zile la bancă. Noi un partid nou, care niciodată n-am avut nicio observație la bancă, nici până astăzi nu ne-a deschis contul electoral. De ce credeți că? Ca să ne creeze artificial impedimente, ca să ne impună în alte situații. Și cel mai important în acest lucru nu este doar asta. Una din colegiile noastre din cadrul Partidului Politic Pace, care este la fel candidată în funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și este șef adjunct al Departamentului Finanțe, lucrează la această bancă. A avut o carieră excelentă până nu a devenit membru Pace. Din momentul când a devenit membru Pace, în ultima perioadă de timp, a chemat-o șefa și a spus: pleacă din partid. I-a spus: nu vreau să plec, asta e opțiunea mea, eu sunt, mă identific cu această echipă. I-au pornit câteva anchete de serviciu, artificial, și ei tot îi dădeau de știri: pleacă din partid. I-a spus: eu nu voi pleca, mergem mai departe. Anchetele de serviciu s-au finalizat, colega noastră a arătat că este corect. Colega noastră a făcut o donație, cât a putut ea, pentru partid, cum am făcut noi toți, că noi ne întreținem donațiile fiecărui din noi. Ajungem și la ultima, finanțele partidului. A chemat-o șefa și a spus: tu ce n-ai ce face cu banii, de ce donezi bani la partid? Este opțiunea mea, noi toți donăm, noi suntem o echipă, fiecare cu cât poate contribuie. Știți ce a urmat? A fost chemată peste câteva zile, i-a fost arătat ordinul și a fost transferată la o altă bancă, unde i-au micșorat salariul și unde astăzi este discriminat pe criterii politice. Deci noi avem o mașinărie întreagă care a pornit cu tot ce poate împotriva Partidului Politic Pace. Dar și a mea personal. Cum se întâmpla pe timpul regimului Plahotniucă? Dumneavoastră ați activat în cadrul Ministerului de Interne. Poliția făcea politică? Era poliție politică? Nu exclud faptul că au fost făcute anumite acțiuni care pot fi interpretate sau dat o apreciere juridică sau calificare lor. Un lucru vreau să vă spun și am fost nu doar odată în studioul dumneavoastră. Cât timp am muncit în poliție, am respectat legea, m-am străduit ca cetățenii să simtă suportul instituției în suportul lor. Alte acțiuni nu am făcut și îi îndemn și pe cei astăzi care controlează cu părere de rău justiția și care, am spus într-un studio televizat, săptămâna trecută într-o clădire din Chișinău a avut loc o ședință unde au participat procurori de rang înalt care monitorizează dosarul de la Sângerei, au participat membri, adică politicieni,
care controlează și influențează justiția și niște membri a grupării a lumii criminale. Unde tema de bază a discuției a fost cum închidem gura lui Cavcaliuc? Cum scoate Partidul Pacei din electoral? Sunt altfel. Cum? Pe timpul când Gheorghe Cavcaliuc activa în cadrul Ministerului de Interne, exista poliție politică? Am spus încă o dată, nu exclud faptul că au fost făcute anumite încălcări de colegii mei cu știință sau cu neștiință pe anumite subiecte. Un lucru vreau să vă spun, eu nu mi-am permis niciodată să încalc legea și totdeauna tot ce am făcut în cadrul legal. Ca cetățenii să simtă suportul instituției, dar nu invers. Câți bani se cheltuie într-o campanie electorală și de unde vin banii? Toți banii noștri vin din donații. În echipa noastră, apropo, fac parte medici, profesori, sportivi de performanță, foarte mulți oameni de afaceri, avem câțiva zeci de oameni de afaceri și, apropo, noi am ieșit cu ei într-o conferință de presă. Avem oameni care au diferite tipuri de activitate. Fiecare din noi facem donații către partid. Deci așa am vorbit de contul nostru. Și cât preconizați să cheltuiți în această campanie electorală? Nu avem un buget exact, deoarece nici nu ne-au deschis contul electoral, de ceea ce vă vorbeam mai înainte. Dar din donațiile noastre modeste, vom utiliza rațional ca să putem ajunge în fiecare sat sau în majoritatea satelor să vorbim cu oamenii, să aducem informația despre cine suntem și ce vrem să facem. Dar până venim în politică, v-a interesat totuși cam cât costă un vot în Republica Moldova, cât cheltuie un partid pentru a convinge un alegător să-și dea votul? Un lucru vreau să vă spun, doamna Valentina, că cei care s-au deprins să facă politică cu bani, asta nu este politic și asta nu sunt partide veritabile în Republica Moldova. Eu sunt adeptul politicii pe convingere, pe argumente, pe programe, pe ce vom face pentru oameni și pentru țară. Cu părere de rău, am avut astfel de situații în teritoriu când am fost întrebați, dar ce ne oferiți? Și ne-am spus, vă oferim un viitor mai bun. Vă oferim Europa aici, la noi acasă. Vă oferim siguranță. Vă oferim justiție și justiție pe termen lung, fiindcă asta are nevoie țara noastră. Vom face ordine în țară. Am fost auziți, ascultați, apreciați pentru astfel de chestii, alții mai puțin, dar cu părere de rău, asta este greșeala politicienilor irresponsabili care n-au avut responsabilitatea față de țară. Obiectivul lor a fost altul decât cel care ar trebui să fie unul politic. Dar cum s-a ajuns să fie atât de mult blamate instituțiile statului și în deoseb justiția? Cred că clasele politice care au condus Republica Moldova până la această etapă, sau majoritatea, au fost și oameni cum scade, trebuie să recunoaște. N-au avut responsabilitate. Ei n-au venit în politică pentru oameni. Ei n-au venit ca să facă ceva pentru Republica Moldova. Interesul lor a fost cu totul altul. Și uitați-vă... Asta o să spună și despre dumneavoastră concurenții electorali. Să știți una, doamna Valentina, că nu mi-este rușine nici pentru o secundă pentru activitatea mea profesională de până acum. Și o să mă strădui ca în ochii mamei mele, a prietenilor mei, a cetățenilor Republicii Moldova să fac lucruri frumoase și serioase care vor contribui la dezvoltarea țării, să facem ordine în țară și să nu fie în continuare rușini. Sunteți un om bogat? Nu aș spune. Totuși am citit undeva veniturile dumneavoastră, declarația de avere. De avere și nu o duceți rău. Uitați-vă, când am plecat din instituția pe care am condus-o, am fost întrebat la următoarele zile, am fost invitat la o emisiune și m-a întrebat ce faceți, cu ce vă ocupați. Vă spun și dumneavoastră, un om profesionist care are o carieră și o experiență bogată și poate oferi această experiență altor persoane, în cazul meu, unor companii private, el este apreciat la cel mai înalt nivel. Eu sunt angajat într-o companie petrolieră internațională. A treia zi după ce am plecat din instituția pe care am cunoscut-o, am avut trei oferte serioase de la trei companii, două autohtone și una internațională de serviciu. Unii mi-au spus, domnul Gheorghe, vă cunoaștem, vă respectăm, vă recunoaștem profesionalismul, vă propun să veniți la noi la serviciu. Din ele eu am ales să activez într-o companie petrolieră internațională. Salariul meu de acolo este de câteva zeci de ori mai mare decât care a fost în poliție. Da, impune mare responsabilitate. Da, sunt multe deplasări peste hotare în diferite țări ale lumii, unele cu risc sporit. Dar eu îmi fac jobul cu responsabilitate față de angajator și produc securitate. Menirea mea care este ca profesionist în domeniu. Votul din diasporă și votul din stânga Nistrului. Ce importanță are și cât de mult mizați pe aceste voturi și dumneavoastră? Cetățenii Republicii Moldova, cu părere de rău,
au fost nevoiți să plece la muncă pe stihotare. Avem mai mult de 1 milion de oameni care au plecat în lumea mare pentru a cata un trai mai bun, pentru a asigura un viitor luminos copiilor, studii și așa mai departe. Așa au plecat și părinții mei cu aproape 20 de ani în urmă, unde au muncit foarte mulți ani în Federația Rusă, pe urmă în Italia. Sunt foarte importante părerile și viziunile oamenilor noștri din diaspora. De ce? Pentru că ei văd lucrurile altfel din afară. Pentru că ei sunt într-o lume civilizată. Pentru că ei sunt oamenii conștienți care vor bine acestei țări și ei nu vor să, ca cineva să le repierte soarta lor. Greșesc politicienii care vorbesc despre un electorat paralel? Foarte mult. Și eu condamn astfel de politicieni care vorbesc așa. Mama mea, tatăl meu, sora mea, fratele meu este plecat acum pe stihotare. Noi despre ce vorbim? Vreau să vă spun acum că luni am întâlniri în Germania cu un grup mare din diaspora, din echipa noastră, în două locații. După care, tot săptămâna viitoare, am în două sau trei locații în Italia, întâlniri cu diaspora, care mă așteaptă și care m-au invitat să comunic cu ei. După care plec în Franța. Noi avem echipe puternice în diaspora, care susțin Partidul Politic Pace, care se implică trup și suflet, fac și donații pentru noi, care vor cu adevărat ca noi să facem ordine în țară și să construim Europa acasă. Îi respect foarte mult pe compatrioții noștri pentru tărie de caracter, pentru responsabilitatea și pentru faptul cum tratează lucrurile cu responsabilitate pentru țara lor. Și nu scostisitoare aceste deplasări? Un bilet de avion costă 20-40 de euro, în dependență dacă le iei cu low cost și le iei din timp. Vreau să vă spun că mulți din cei din diaspora s-au oferit să ne primească la ei acasă ca să dormim. Și eu mă bucur de această atitudine prietenoasă. Oamenii ne așteaptă. Oamenii au încredere în noi și au o viziune. Votul cetățenilor din stânga Nistrului și prezența lor la urne. Este important ca toți cetățenii Republicii Moldova să participe la scrutinul electoral, dar în egală măsură ei trebuie să aibă parte de o campanie electorală egală, așa cum este în țară și în diaspora. Ei să aibă acces la mai multe instituții media pentru a diversifica mesajul, pentru a înțelege cine sunt toți concurenții electorali. Dacă mă întrebați pe mine, eu mi-aș dori să mă duc să fac campanie în stânga Nistru. Și o să mergeți? Mi-aș dori să vorbesc cu cetățenii noștri care urmează să meargă la vot. Uitați-vă că asta e o întrebare la care nu știu dacă găsim răspuns astăzi. Știți că prin activitatea mea profesională, în primul rând, eu am început serviciu într-o zonă limitrofă cu regiunea Transnistreană. În ultimii 3 ani de zile, până a pleca în demisie, eu am fost membru a Comisiei Unificate de Control și am ajutat mult cetățenii Republicii Moldova care trăiesc acolo și se confruntă cu anumite probleme, fiind în Comisia de Reglementare a Conflictului Transnistrean pe Cale Paștică. Eu cred, cu lipsă de modestie, că sunt unicul lider politic din țară care nu va citi despre foaie planul de acțiuni, cum se va face reintegrarea țării. Și cum se va face? Printr-un plan concret, bine gândit. Pe ce pași, prevede planul ăsta? Nu pot să vă aduc la cunoștință acum, dar vreau să vă dau siguranța că este întocmit cap-coadă de mine și colegii mei din bazat doar pe experiență. Eu am ce oferi împreună cu echipa mea celor din stânga Nistru. Am cum să le arăt pașii real. Planul de acțiuni se numește reintegrare prin comunicare. Și dacă finalitatea care ar fi? Reintegrarea țării. În baza unui statut special, în baza unei autonomii, în baza a ce principii? Noi vom prezenta acest plan care se numește reintegrare prin comunicare, îl vom prezenta instituțiilor media, cetățenilor, atunci când va veni timpul. Vreau să vă spun că, în premieră, apropo, să vă spun că despre inițiativa și crearea acestui plan pe etape, am avut o discuție cu directorul OSCE-ului la Chișinău. Am discutat despre ce fac, cum fac, cum îmi pun calitățile profesionale și cunoștințele pentru reintegrarea țării. Șeful delegației OSCE la Chișinău este Klaus Neuker. Eu m-am văzut cu șeful delegației OSCE la Chișinău acum 6 luni, probabil, sau 7 luni, când am discutat despre... Atunci eram la prima etapă de inițiere acestui plan. Tot dumnealui era. Ce scenarii post-electorale vedeți? Partidul Politic Pace va fi anume cel partid care va duce pace în Republica Moldova. De noi, așa consideră și experții sociologici. Pe câte mandate contați? Așa consideră și sociologii și experții că noi vom fi partidul care va ajuta țara să se ridice din genunchi. Adică noi vom fi acel echilibru care va crea alianța de guvernare, următoarea alianță de guvernare. Sondajele deocamdată nu vă acreditează cu șanse
de accede în Parlament. Am mai spus-o, toate sondajele care, sau majoritatea sondajelor care au fost făcute până acum și au fost prezentate opinii publice, sunt trucate. Eu pot să vă arăt, cred că 4 sau 5 oferte comerciale de a face mesaje, sondaje, dar n-am acceptat niciunul din ele. Totodată, am acces la sondajele reale care le are Maia Sandu, Igor Dodon, Igor Grosu, unde arată că Partidul Politic Pace este cel partid care va accede în Parlament și se înțelege că noi vom fi echilibru între cele două forțe. Și ce șanse aveți? Pe cât mizați? Pe câte procente? Pe câte procente? Noi mizăm, uitați-vă, este incorrect ca să ne catalogăm acum. Un lucru este cert că noi trecem cu o fracțiune destul de consistentă în Parlament. Campania electorală abia începe. Noi urmează să mergem către oameni. Și sunt încrezător cu oamenii văzând echipa de profesioniști, oameni care nu au mai fost niciodată în politică, experiența, programul politic pe care îl punem, o să ne voteze, o să ne susțină atât în țară cât și în diaspora. Și cine ar fi aliații dumneavoastră post-electorali în cazul dacă accedeți în legislativ? Bineînțeles că noi mizăm pe un aliat pro-european, fiindcă noi suntem un partid pro-european de centru-dreapta. Și au și nume cei care nu vă sunt aliați, vă sunt dușmani politici? Cum se cheamă partidul politic pe care eu îl conduc? Pace. Da. Noi vom fi echilibru în Parlament și în țară. Și să știți că acest rol, eu ca conducător acestui partid, dar și echipa noastră, ne asumăm cu mare responsabilitate față de poporul nostru și față de tot ce înseamnă guvernare. Și cine credeți că va guverna Republica Moldova după 11 iulie? Cu siguranță, așa cum am vorbit mai înainte, Partidul Politic Pace va fi parte a Alianței de Guvernare. Cu cine? Cu un partid pro-european. Care are o denumire, nu? Să vedem. O să ajungem la asta. Dar cred că pentru toată lumea este clar. Dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că cei care au furat miliardul nu se despart de politică. De ce? Cu părere de rău, orică mai au planuri de acestea ca să sărăcească acest popor. Adică cum ar mai putea să mai repete ceea ce s-a întâmplat atât de rușinos pentru imaginea Republicii? Uitați-vă. Vorbeam mai înainte despre colega mea care lucrează la bancă, care a avut o carieră de succes. Să știți că ea, cu o lună în urmă, a făcut o prezentare care este pe pagina noastră Pace, dar nimeni n-a tras atenția la ea. O prezentare cu studiu de caz furtul miliardului în Republica Moldova și carențele care sunt în sistemul bancar, dar și recomandările ce va face ea cu echipa din Departamentul Finanțe de la noi ca să schimbăm sistemul bancar din Republica Moldova. Asta tot poate fi un motiv foarte serios, că ea a fost asuprită, a fost intimidată pe criterii politice și a fost fugărită de la aparatul central la o altă, filială. Ajung la gândul că cum ar putea să fure încă un miliard? Atâta timp cât nu se primește cadrul legal, atâta timp cât nu se fac mecanismele și procedurile operaționale standard de protejarea finanțelor publice, de protejarea instituțiilor financiare, de gestionarea corectă a fondurilor și rezervelor de stat, dar și altele, cu părere și dacă, Doamne ferește, nimeresc politicieni irresponsabili la conducerea statului, eu nu m-aș teme să le încredințez acestor oameni să conducă țara. Și cât de purificat are șanse să fie următorul parlament? Tot depinde de cetățenii noștri, dar oamenii noștri sunt înțelepți. Cred că cei care au mari probleme cu legea și inclusiv și în alte state, care au spălat miliarde, care o zi n-au fost la servicii, dar au umblat numai și au trâmbițat și au ratat show-uri și diferite lucruri care nu ne reprezintă pe noi ca popor și ca politicieni, ei nu au șansă și nu trebuie să se regăsească în Parlamentul Republicii Moldova. Știți că în Antichitate, încă în Roma, se spunea că uneori se oferea în Coliseu show. Cu părere de rău, Republica Moldova, politicienii, marea majoritate care au fost până acum, au arătat numai show. Este timpul să dăm pâine acestei țări. Este timpul să livrăm rezultate, să ridicăm țara din genunchi și să construim Europa acasă. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu drag, doamna Valentina. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mult respect vă veni de fiecare dată. Mulțumim.